Vă salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip. După cum bine știți, a apărut Mbappé Player of the Month, cel mai așteptat SBC, iar noi în seara asta o să-i facem un review să vedem dacă se merită sau nu se merită să-l facem. Acesta este gardul lui, l-am jucat foarte mult pe Mbappé de 93, aproape tot sezonul acesta de Rivals. O să vă pun câteva faze cu Mbappé de 93 după ce facem acest review, ca să vă dați seama cam unde s-ar afla acest SBC, pentru că are acelea statusuri, doar că are plus 1 la passing și cardurile sunt relativ asemănătoare, doar că acesta este puțin mai bun la passing. Deci, avem high cu low, work rate-uri foarte bune, avem skill moves 5, 4 weak foot. Weak foot-ul, să fiu sincer, chiar se simte la Mbappé, am jucat la campionatul european cu Mbappé Totti și acel weak foot chiar se simte, este singurul jucător unde 4 stele la weak foot se simt chiar foarte rău. N-avem ce face și zic eu că ăsta este singurul minus anul acesta. Dar în schimb, tot ce contează este că acel body type, an de an, după cum bine știți, au fost jucători care au făcut diferența doar prin body type și au fost bune toate cardurile lor, de la cardul gold până la cardul Team of the Season, cum ar fi Kanté, FIFA 20, Bruno Fernandes, FIFA 21 și așa mai departe. Anul acesta consider eu că Van Dijk cu Mbappé sunt buni indiferente versiune și trebuie să avem în echipa noastră neapărat. Alternative positions, center forward și left winger, este ok. Acum haideți să ne uităm la statusuri. Pace 98, foarte rapid, are acel body type, se simte de parcă ar avea 108 pace, este incredibil de bun. Shooting, finalizează foarte bine, în afară de piciorul stâng, cu piciorul drept nu-i ardă nimic. Passing-ul este decent, pentru un atacant chiar este decent, in-game se simte chiar foarte bine, nu mă așteptam să se simtă acel long pass 75 atât de bine, deci este ok. Agility, incredibil, balance, bunicel, reactions, ball control, dribbling, composure, bune și ele, perfecte pot spune pentru un jucător de atac. Heading accuracy, doar asta ne interesează de la defending pe noi, 78, puțin cam slăbuț, dar asta este, până la urmă este un SBC. Physical, stamina 92, stă bine pe stamina, nu obosește, îl puteți juca până la finalul meciului, inclusiv în prelungiri. Strength 80, este decent, câștigă duelul cu fundașul de multe ori, datorită body type-ului, cum v-am mai spus. Jumping 81, sare destul de bine la cap. Prețul lui este undeva la 4.500.000, nu v-aș recomanda să dați toți banii ăștia pe el. Este diferență mare de preț între Mbappé 93 și Mbappé 94, aș fi putut să vă spun. Strângeți banii și dați diferența pe Mbappé de 94, dar este o diferență de 3 milioane între ei, așa că nu. Vă recomand să-l faceți doar dacă aveți mulți jucători untradeable în club, încât să-l scoateți undeva la 1.500.000. Dacă îl scoateți undeva la 1.500.000, merită să-l faceți. Dacă nu, mai bine luați pe Mbappé de 93, care are minus 1 la passing. Cealaltă versiune care este tradable și îl puteți vinde oricând. În opinia mea, merită doar dacă aveți jucători mulți untradeable. Acum haideți să vă arăt puțin gameplay cu Mbappé 93, care este același card, doar care are minus 1 la passing. Și cum face și Nicolas? Fiți atenți. Gata, mă, să mă bag pe jucat. Să sunt vorba. That's it. Da, dar am trecut-o maxim 2 ore, am făcut peste 100 și acum se bat. Oricum, vă zic, mă, antrenament mai bun decât ăsta pentru regionale, n-ai unde. N-ai unde să ai. Alea, știți voi care. Precis așa. Știți ce zic, alea.
Eu am făcut aia, dar cred că mai bine mergea bolul ăla decât schema aia. El mejor giocatore del mundo, P. Cosmin 6. Ia vezi. Azi.